Este una dintre femeile originare din Moldova cu care ne putem mândri. Departe de casă, Raisa Candu și-a deschis o afacere, iar acum se bucură de succes, deși gustul său a fost destul de amar pe la începuturi. Revedem un frumos reportaj, după care o să vină aici Raisa pe canapeaua noastră. Are emoții, fug să o îmbrățișez în culise. A luat calea străinătății când alții de vârsta ei abia își conturau visele. A fost nevoită să facă acest pas pentru a-i putea oferi un alt destin fiului său. Vorbim despre Raisa Candu, cea care știe cât de dură, dar și de binevoitoare poate fi viața cu cineva. Am fost una dintre persoanele care în 2000 am plecat în Italia, dar nu în vacanță, de nevoie. Acasă mi-am lăsat copilul în grija părinților, avea doar numai 2 anișori. Dorul și grija față de cei dragi o urmăreau mereu, dar soarta a făcut ca la scurt timp să-și poată reîntregi familia. Oamenii buni cu care eu colaborez și până în prezent au făcut în așa fel ca în scurt timp să uit că am ajuns fugară. Mi-a fost mai ușor atunci când am reușit să-mi aduc copilul lângă mine, avea doar 5 anișori. În cei peste 17 ani de când e printre străini, a reușit multe, iar una dintre cele mai mari realizări este deschiderea unui restaurant de top în unul dintre cele mai frumoase orașe italiene. A fost foarte greu să-mi realizez visul, fiindcă nu am plecat din Horodca cu scopul să am un restaurant în top 10 din Veneția. Dar eu mereu am luptat ca să obțin ceva și am obținut. Prin multă dorință și perseverență putem să creăm locuri și lucruri dragi. Nu este atât de greu să deschizi o afacere în Italia, dar e foarte greu să ai un restaurant în Veneția care să corespundă celor mai înalte rigori. O nebușă plânsul ori de câte ori își aduce aminte de plaiul natal. Totuși, să mă întorc acasă rămâne o dilemă pentru mine, fiindcă deja viața mea este aici, în Italia, în Veneția, dar în Republica Moldova sunt rădăcinile mele, sunt părinții mei, care rămâne de obligația mea să fiu lângă ei la bătrânețe. Doamna Raisa are cu ce se mândri și știe că este un exemplu pentru toți cei din Republica Moldova care o așteaptă cu drag acasă. A venit acasă și acum a venit pe canapeaua noastră. Salutare! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ești aici. Mă bucur că ai susținerea celor de acasă, pentru că ai fost foarte apreciată. Și atunci când oamenii au văzut reportajul, te-au aplaudat pentru curajul tău. Practic, tu atunci când ai mers în Italia, ai muncit exact ca și miile de alte femei din Moldova. Ai îngrijit. Da, am îngrijit de o bătrânică. Acesta a fost primul job al meu. Și nu ai acceptat să faci asta în continuare? Ai vrut ceva mai mult? Nu, am făcut-o doar 7 luni de zile. Am stat acolo. După m-am gândit că oricum am 19 ani, nu poate timpul să treacă așa închis într-o casă, îngrijind de o bătrânică. Am vrut să fac ceva mai mult, să am mai mult timp liber. Și uite, am reușit. Și ai reușit să faci afacere într-un oraș în care practic la fiecare colț este o cafenea, este un magazin, e destul de provocator. Da, foarte, dar nu deodată m-am gândit să fac afacere. Oricum, primul job a fost la 50 de kilometri de Veneția. Într-o seară, gândindu-mă așa, zic, trebuie să plec în vizită să văd Veneția, fiindcă de când am venit nu am văzut-o niciodată. Și uite, așa mi-a venit ideea că eu trebuie să caut de muncă într-un restaurant, cafenea, fiindcă sunt foarte multe, cum spui și tu, destul de multe, numai restaurante sunt 1400-1500 acolo. Și uite, așa am început să bat cam la toate ușile, sunt puțin îndrăzneață. Și mi-am găsit acolo de lucru.
Și acum ești mamă de fecior și e mândria ta. Da, e cea mai mare mândria mea și e cel mai reușit lucru pe care eu l-am făcut. După el, restaurantul, bine, dar el e cel mai reușit lucru. Are 23 de ani, e acolo cu mine de când avea 5 anișori. Tu ai născut la 17. 17 ani deja erai mamă. Da, eu deja... Cum a fost momentul ăsta emoțional să ai copil mic? Pentru că, uite, eu asta și îmi dau seama că mamele trăiesc o dramă foarte mare când ele muncesc acolo și copiii sunt foarte mici aici. Da, el aici l-am lăsat cu părinții mei și, bine, am știut că e în mâini bune, da, și mai puțin îi purtam de grijă. Poate dacă îl lăsam cu altcineva, grijile erau mai mari de așa. Și am avut posibilitate ca să lucrez ani fără el și să obțin ceva după să-l aduc și pe el ca să ne fie mai ușor. Și acum, ce zic italienii când vă văd pe stradă la braț? Soră mai mare sau altceva? Da, chiar și când vine la mine în restaurant, bine, se vede că noi semenăm puțin. Și clienții mei mă întreabă, dar cine e el, fratele tău? Zic, nu, este feciorul meu. Și așa, foarte plăcut. Nimeni încă nu a spus că el este feciorul meu. Tot gândesc sau că e un prieten sau că e fratele meu. O să vin și o să vă cunosc la sfârșit. Da, vă așteptăm cu mare drag. Chiar se începe carnevalul acum, pe 5 februarie. Până pe 27 este carnevalul. Vă așteptăm cu mare drag. Ai angajați de naționalitate din Moldova sau lucrează la tine de peste tot globul pământesc? Nu, de peste tot globul pământesc am clienți. Așa, dar evident. Dar angajați, avem 10 angajați, dintre care 2 sunt moldoveni și 8 italieni. Mm-hmm. Eu au 11. Tu deja ai și acte italienești, probabil. Nu am cetățenie, am permis de ședere lungă durată. Dar cetățenia încă nu. Măi, că tu faci bani deja pentru statul lor. Mă sunt patriot încă. Încă sunt patriot. După o să vedem. Ne bucurăm foarte mult că ai ajuns pe canapeaua noastră. Deja o să vedeți o poză când plecăm noi prin Veneția, deja din restaurantul ei. Baftă în continuare, să te bucuri de rezultatele muncii tale, pentru că se muncește mult. Și dacă vă uitați și vedeți o femeie frumoasă aici, o femeie muncitoare, care a trecut peste multe, ca să fie astăzi ceea ce este. Da, peste foarte multe am trecut, dar oricum am reușit. Și uite cam asta, aici, da. Un exemplu și pentru alte femei din țara noastră. Urmați-vă visurile, veți reuși, la fel ca și invitatele ediției noastre.